Recent, pe când toată lumea era la festivalul de vin și de gust, eu eram la Wine Fair în Transilvania. Ce am observat este că oamenii se apropie de standuri și degustă vinul, apoi pleacă, fără ca să adreseze măcar o întrebare vinificatorilor sau reprezentanților care sunt acolo, care au muncit pentru vinul dat. Să fie asta oare de motiv că ne intimidăm cumva să arătăm că nu cunoaștem îndeajuns despre vin sau nu știm ce întrebări să adresăm? De aceea am hotărât să alcătuiesc un top al întrebărilor care ar fi putut fi adresate reprezentanților de la vinării. Așadar, cele mai ușoare și cele mai simple întrebări pe care le puteți adresa sunt: ce înseamnă denumirea cramei sau denumirea vinului, da, care îl degustați în față. Așa, de exemplu, eu am aflat că Hermeziu, adică de la crama Hermeziu, vine de la numele de fată a mamei lui Costache Negruții și simbolizează destin, vitejie și forță. Iar Bacanta erau de fapt preotesele lui Bacchus, știa de asta? Iar Licorna este de fapt femela misteriosului animal Unicorn. Apropo, dar voi ați degustat vinurile de la Unicorn? Sau l-ați întrebat pe Sergiu Gălușcă ce l-a motivat pe dânsul să-și numească ultimului vin mireasa? Mie chiar ne-ar fi interesant să aflu.